Pentru cele mai ieftine jocuri, intrați pe g2a.com. Nu uitați să folosiți codul SPEEDY pentru o reducere de 3%. Salutare tuturor și bine v-am găsit la... What the fuck? Jurga, jos nou microfonul face să vorbesc de parcă aș face rap. Nu, serios, să vine să spun salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Bine, nu fac rap pentru că nu am voce, dar... V-ați prins ce vreau să spun. Folosesc microfonul de la căști. Și anume de la căștile pe care și le-a comandat Cristi. Vreau să testez puțin cum funcționează acest microfon. Sper că se aude ok. Și sper că o să mă pot abține din a face rap, pentru că am un boost care se aude în căști la microfon și îmi vine să cânt. Și dacă vine să cânt, o să-mi auziți vocea groaznică și o să fie mai rău decât atunci când v-am scrie... Știți voi cine? Zeul zeilor Slender, care astăzi va începe titular. E prea bun ca să nu începe titular. Și ce v-am spus despre săgeata asta? Săgeata arată pe cine a bătut Slender, l-a bătut pe ăsta. Ok. Ăsta a bătut pe diagonală, l-a bătut pe barbă. Ăsta a bătut pe diagonală în sus, pe Villa Kazi. Are logică, nu? Asta nu înseamnă că sunt în formă sau nu. Sau o băgăm pe Isaia. Isaia, hai intră tu, femeie. Deocamdată Slender are treburi mai importante decât să joace cu niște papițoi pe teren. Și a revenit la centare KB-ul nostru. Ăsta care nu poate să pronunț numele, nu și-a revenit încă. Dar aveam un KB care s-a centase, dar nu mai îl văd aparent. Slender, ce ți-am spus despre uciderea oamenilor? Nu e permisă între orele 12 și 22. Sau l-am vândut? Ce i-am făcut fratelul ăla? Ăsta e bătrân, nu? După față îmi dau seama. 36 de ani, mai are puțin și moare. Lăsăm așa. Marcondes poate să joace și el, dar joacă la Akbar în teren momentan. Oh, fuck! N-ar mai trebui să fac glume cu ala Akbar după Paris, dar... Vă asigur că ala Akbar al nostru nu... N-a avut de-a face în acel atac. Și dacă vom avea meci în Franța, o să-l dau afară, că sigur face ceva la Paris, o să-l dau afară dinainte de meciuri din Franța. Dacă ajungem, eu știu, prin Champions League sau ceva. Momentan avem de jucat un meci cu Sassuolo, sunt într-o formă incredibilă. ACDC a înscris probabil golul sezonului, acum un episod. Paloschi a început să nu mai fie chiar Măsa, e jumătate Măsa, jumătate Cal, un fel de centaur preistorian. Și meciul începe! Adversarii noștri au lovitura de start. N-am mai filmat de aproximativ, nu știu, 2 săptămâni, de-abia aștept să filmez. Adică voi filma cred că un întreg sezon astăzi. Sau cel puțin până răgușesc. Berardi către Vrzgzilko. Asta merge foarte bine, margine este din nou Berardi, care face câteva întoarceri. Barba e acolo și nu vrea să-și piardă părul din cap, că îl scalpez dacă face vreo greșeală. Ala Akbar, nu suntem în Franța aici, deci trebuie să joci cu mingea, nu cu bombele și AK-urile. Peluso către Sansone. Am avut o colegă de clasă pe care îl cheam Samson. Nu știu ce am simțit nevoia să vă spun asta vouă, dar în fine. Centrarea merge bine. Oh, nu, bravo Bizarri, o intervenție absolut bizară. Nu-mi vine să cred. Cea mai bună glumă. Asta a fost una dintre cele mai bune glume, nu una dintre glume. Magnanelli șutează. Ok, offside, perfect. Bizarri încearcă să nu fie bizar. Bizarri pasă, ok, ești bizar și prost, așa, bravo. Iulius Cezar, regele roman, către vecinul meu. ACDC, come on. Cacciatore. Mereu uit ce înseamnă Cacciatore. Cineva mi-a spus de vreo 3 ori în comentarii, dar eu uit ca idiotul mereu. Așa că îmi pare rău. Din nou Cacciatore. Întoarce către ACDC. Of, trece foarte bine acolo ACDC. Are spațiu, șutează în blocaj. Foarte bun acest ACDC. La fel ca și trupa de heavy metal. Încă o degajare disperată în out. Chiemă Verona. Sub cum căcat vine, mă? Ok. Sub conducerea lui Pizzetto Spaghettone, echipa Chievo Verona o duce bine. Și din punct de vedere financiar, pentru care, v-am spus,
Bicetul Spaghetone are un program de livrat pizza, curățat WC-uri și mai târziu va face și film porno la final. Dar momentan avem încă oamenii necesari. Adică doar Slender poate face asta. Și Slender de obicei are o problemă. În loc să facă film porno, îi omoară și nu vrem să întâmple asta, știți, de obicei. Așa că... Wow, ce pasă! Ce pasă, barbă! E acolo, din fericire. Și Bizar îi prinde. Total normal și nu Bizar. Gobi! Deșertul Gobi! Către vecinul meu! Oh my fucking God, vecinule! Te bat în realitate dacă mai dai pase proaste. Ce dracu, nu ești în stare de nimic? Gobi! Isaia s-a dus repede la penisul asa lui să facă ceva cu el, dar nu știe că noi jucăm fotbal aici și nu avem de-a face cu acțiuni ca astea. Isaia, poate la vestiar să relaxezi cu echipierii face asta, dar momentan n-ai nevoie de așa ceva. Cașiatore, potcoavă parcă a zis că înseamnă sau ceva, nu mai știu, chiar sunt idiot, îmi pare rău. Barbă. Vecino, pasă foarte bună către Gobi. Avem spațiu, dar intrarea lui ăla e criminală. Și... criminală în sensul groaznic, că nu criminal. Adică, mamă, ce criminal ești, frate. Gobi acum. Merge cu mingea foarte bine, dar e blocat de vrjzgălo. Nu pot să-i prorez numele, așa că îi spunem așa. De Frel. Bravo, vecinu. Joacă bine la mijloc, vecinul ăsta. ACDC acum are spațiu Isaia, dar pasa lui ACDC destul de puternică. Isaia prea înceată. Am citit comentarii, de exemplu, știi că Isaia e de fapt băiat, nu? Nu știam, mersi că m-ați anunțat, eu cream că Isaia e fată, așa sunt, mai, sunt eu mai prost de fel. Și cream că Isaia e fată, mersi că m-ați anunțat. Prima revedere se încheie 0-0 și începe a doua. Sperăm că vom înscrie un gol. Și prin gol vreau să spun gol, nu un gol de aer care să explodeze stadionul ala Akbar. Nu știu cum ar exploda un gol de aer stadionul, dar hai să nu trecem la alte chestii. Foul, perfect. Ok, pentru ei. Arbitru, ești chiar cel mai proști și ar trebui să te bubuie ala Akbar la final. Isaia, bravo, a câștigat la cap. Vecinul acum către ala Akbar. Vilcazi. Frumos. Cașiatore. Christiansen. Ala Akbar e cel mai prost. Vecinul. Isaia. Aproape. O, trecere foarte bună acolo, Isaia. Isaia rămâne la balon. Oh, fuck. Trebuie să intre Slender și voi băga în atac. Paloschi e prea măsa ca să nu fie măsa astăzi. Și... bravo, Cezar, Iulius, Cezar. O să iau și pe Brutus la echipă să fiți prieteni și pe rost în junghie la final. Sau poate nu. Dar o să fiți prieteni inițial. De ce nu-i nimeni în margine acolo? Bă, cine... Cașiatore, ești prost? Bravo, ești cel mai zel jucător din lume și îmi pare că te-am înjurat. Ești prea prost pentru secolul ăsta, ești... Bă, Cașiatore, de ce joci pe teren? O, pasă greșită. Mingea ajunge la vecinul. Pasează bine. Ala Akbar. Trece bine. Rămâne la balon. Când va înscrie gol Ala Akbar, voi țipa Ala Akbar aici în casă. Deci dacă vine poliția sau se sperie vecinii, știți de ce. Că am țipat Ala Akbar în casă. Oricum, probabil că mă aud vecinii că spun aici Ala Akbar și chestii. Când o să ies pe hol sau ceva, o să aibă grijă, o să spună plecați, duceți-vă repede de aici. Sau dacă mă văd cu un ghiozdan ceva în spate, direct abandonează tot, abandonează blocul, abandonează tot. Saimac. Pasă proastă, ca și el. Oh, bravo, bravo Vilakazi. Intră în careu. Are mult spațiu, e ținut. A fost ținut, de ce nu de penalti? În fine, în fine, apără Consigli. Și e timpul pentru Slender. Și mai intră de asemenea și Marcondes în locul lui Ala Akbar. Și Pavlovski, nu, Pavlovski. Pavlovski intră doar dacă e și Pavlovski în teren, să pot să spun Pavlovski către Pavlovski. Și intră și Pepe în locul Isaiei. Ce ocazie a avut Vilakazi. ACDC centrează. Acolo e Cezar, care nu câștigă la cap, a fost înjunghiat. Flocari
A câștigat la cap mai devreme, nu? Da, Flocari la balon. Un nume complet, normal. Berardi trece. Pasă foarte lungă, ca și Flocari. Oh my god, oh my god, pericol, pericol mare, shoot. Am scăpat. 74. Se îndreaptă spre un 0-0 italienesc, pe care nu mi-ar conveni. Pe care? Care nu mi-ar conveni? Și aș prefera o victorie și să prindă căcatul ăsta, așa, bravo. Bună pasa, Marcondes, acum urcă Vilakazi, care a obosit, a alergat foarte mult, să recunoaștem. Și rămâne la balon, Vilakazi, eroic. Pasă proastă. Ok, am recuperat. Slender! Oh my god, oh my god, trebuie să... Când e mingea la Slender, trebuie să puneți mâinile la urechi, acum serios, pentru că dacă dă Slender gol, s-a terminat microfonul ăsta, s-a terminat videoclipurile, canalul, tot. Golul lui Slender încheie orice posibilitate de a mai avea urechi pe canalul meu. Toate cele antrenamente pentru acel gol, și o să vorbesc despre acel gol secole ce vor urma, pentru că oricum Slender merită jucătorul anului, secolului și mileniului. Chiar dacă fotbalul a început din 1880, mileniului, de la începutul timpurilor, Slender de atunci a existat. Vilakazi faultat. Șutează Slender. E golul lui Slender ăsta. Este golul lui Slender. Pregătiți-vă, dați-vă căștile jos și puneți-le la 5 metri de voi, pentru că o să auziți oricum când va da gol Slender. Băi, băi, băi zidule, vreți să vă bată Slender? Vă treziți noi noaptea, vă treziți voi noaptea în pădure, vedeți voi? Unde este zeul zei? Ok, e aici. Ok, n-are șuturi excepționale. Hai să centrăm, să nu fim idioți. Va centra Gobi. Centrarea. Merge mai prost decât aș fi șutat cu Slender. Mama, a căzut Slender. A vrut să dea cu capul, probabil, ca la antrenamente. Exact ca la antrenamente, ca un zeu. Vecinul, fault. Pentru ei? What? 2000 de prelungire. Scorul este 0-0. Foarte incitant, știu, nu? ACDC, ultimul atac, urcă Vilakazi, care a jucat foarte bine astăzi, dar am jucat cam singur. Întoarce către ACDC. Ești prea prost, ACDC, prea prost pentru secolul ăsta. Se încheie meciul. ACDC a fost o epavă. Asta este rezumatul meciului. Bine, o singură fază a greșit, dar a fost ultima fază, ceea ce e foarte important. Am dominat. 0-0 nu e un scor groaznic. Suntem o echipă care vrea să se salveze de la retrogradare, chiar dacă am bătut recent echipe puternice, precum nu precum și precum imediat, precum Torino. Ah, nu. Ce căcat? Precum Inter și Torino. 0-0 a fost ok. Pe ce loc suntem? Pe locul 9, pe locul 6, 8. Am citit prima oară punctele, pe urmă meciurile jucate și pe urmă locul. Nu, vreau să-l antrenez pe zeul zeilor, așa. E timpul pentru antrenament. Se roagă să dragi așa să-i antrenez și pe ei. Duceți-vă dracu că Blender e aici, Barosanu. Dribblinguri. Nu, hai să-l antrenăm la ceva greu. Set pieces. La astea nu le am, îmi pare rău. La astea. Let's go. Set pieces. La cel mai întâi pe zeul zeilor. Tackling. El Rondo, hard, let's fucking go. 1-1-1 defending, go. Multă lume nu mă crede când spun că Slender e cel mai bun jucător din lume, dar o să vedeți. O să vedeți. O să fie într-adevăr cel mai bun jucător din univers. O să vină extraterestri de pe alte planete să zică: mamă, ăsta e Slender adevăratul? Și o să spună: nu cred că e copie, n-are cum să fie chiar Slender adevărat. Și Slender o să spună: taceți, sclavi împuțiți. Și uitați-vă cum joc. Și toată lumea o să zică: Slender, 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 cel mai bun, cel mai bun. Învață-ne și pe noi. Și Slender a spus: talentul nu se poate învăța. Hai să începem. Să-l antrenăm pe Slender. Ok, aici. Ține minte, Slender, când alergi printre jetoanele alea, e ca și cum ai scăpat de poliție din închisoare, știți? Ai scăpat din închisoare și fugi, te bagi exact ca și cum ai scăpat din închisoare. Repede, repede, poc, 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 poc. Oh, fuck. Ai ratat, asta vrei să le lăsi față, să nu scapi. Acum, bețele astea sunt gloanțele și te ferești de gloanțe, Slender. Ești tot așa, scapi din închisoare, fugi,
Prison Break, ești cu Michael Scofield aici, fugi cu ei. Acum T-Bag vine și spune Piedi că te ferești de T-Bag. Ferește de T-Bag, așa, că T-Bag e un puțit. Ferește-te iarăși! Ok. Slender, când te ferești de T-Bag, încearcă să te ferești mai bine. Încoat. A doua încercare. Moarte n-are. Asta a spus T-Bag înainte să îi taie mâna, să omoare doctorul ăla care i-a reparat mâna. Am spus spoiler, îmi pare rău că spun spoiler aici. Dar nu mă pot concentra când Slender e la balon. E prea sexy pentru mintea. Wow, ați văzut trecere. Balonul de aur pentru faza aia. Ok, liniște. Am nevoie de liniște. Slender are nevoie de liniște. Come on. Nu te băga în gloanțe, Slender, ține minte. Agentul Mahone e pe urmele tale. Mahone, nu știu cum dragul cheamă pe ăla. Acum T-Bag, ai grijă de T-Bag? Go, 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 go! Go! Mamă, perfect e linia asta. Genial! Slender, balon de aur. Părerea mea, n-are cum să nu primească pentru chestia asta. Aici e puțin mai complicat. Trebuia să șutez cu el la ultima fază atunci, dar am făcut o prostie. Voi da pe subzid. Stai, lovitură secolului. E imposibil să dai pe subzid, mă, piși pe el de joc. Dai până mai învăț cu ZD parcă dai pe sub, nu? Nu, sunt un idiot. Oh my god, știu că pot da simulări, dar Slender nu crește la fel cum ar crește dacă aș juca eu. În afară de lovituri libere, la orice joc mai bine decât la simulări. Ok, în afară, lovituri libere e o problemă. 1-on-1 defending, aici e Slender maestru. S-a antrenat secole urmărind oamenii prin păduri. 1v1 la CS și la orice îl face pe bârsa 1v1. La cultură generală, la mărimea penisului, la absolut orice 1v1 îl face Slender. Ok, shit. Ok, shit! A ratat. Deci, practic, l-a făcut Slender 1v1, că a ratat. Hai, Slender. Rupel. Băi, bârsa, tu ești prea nenorocit, ai grijă. Trece bârsa asta, zici că e bun, dar e praf, de fapt. Slender, iar rupi puțin picioarele. Ia, ok, fuck. A ratat, nu? Hai, Slender, să nu mai ne jucăm. Așa, tat. Let's fucking go! Hai, bursa, ce faci, tat? Ce faci, bursa? Rect in peace, fraiere. Excelent. Logică, n-a avut nicio șansă fața cel mai bun fundaj din lume, Slender. Urmează el Rondo. A, sper că nu sunt eu ăla care leargă. Sper să fiu așa, ăla care dă pas. Rect. 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 N-a atins mingea, bă, cât cade jocul. Ce jocul? Ești prea prost, ACDC. Dau retry pentru că pot mai bine. What? Slender dă pase perfecte aici și toți proștii încurcă. Danieli. Ce pase de Slender. Messi și Iniesta, mici copii. Oh, craci, a fost craci, de ce nu-mi dă puncte în plus? Uite cu cine mă joc, frate. Oh my god, vreau să dau retry. În fine, headers. La aici, la headers, Slender, nici nu se poate compara cu orice jucător, pentru că e mult superior. Uite, poc. Oh my god, ce shoot! Cel mai bun shoot din istoria FIFA-i! Cap! Oh, Slender, please, man! Stop! Oh. Slender, cel mai OP jucător din univers? Cap, fumă-mă, dar cine a pus lemne alea acolo? Nu știu dacă cu lemne în realitate. Ce dracu, cu ea a venit inspirația să pună lemne în poartă? Și vă dați seama că... durează să pui lemnele alea acolo, adică ce dracu, le bați cu cuie, le prinzi de transversală. Idioți. Oricum, sclavii lui Slender probabil au făcut asta. Ca să se antreneze Slender 2 minute la fiecare de asta. Excelent, logică excelent. Alt calificativ pentru Slender nu există, înțelegeți? E ori excelent, ori genial, ori nou Einstein. Hai să vedem rezultatele. I-a mai crescut cu 1, da, 63 Slender, 63! Slender e aici.
Noul zeu al jocului, 63, perfect. Astăzi Lender a ajuns la o nouă etapă în evoluția sa. 63 este noul număr care îl are. Abia aștept să ajungă la 69. Doar imaginați-vă glumele pe care le voi face. Atât de multe glume la 69. Dar mai durează. Update din Italia. Spune aici: am observat că aveți cel mai bun jucător din lume. El se numește Slender. Vreți un miliard de miliard de miliard de euro pentru el? Bineînțeles că nu, așa că o să ignorăm mesajul. Hai să vedem cine a plecat la țări de la noi. Slender n-are țară, logic, el trăiește în păduri, în orice păduri. ACDC în Danemarca, vecinul a plecat în Uruguay. Să vină cu droguri pentru afacerea noastră, logic, nu vă gândiți că joacă vecinul. Boi Cezar, Iuliu Cezar a plecat în Slovenia. Ea are campanie militară. Bursa Slovenia, am doi sloveni în echipă. Și Pepe a plecat în Italia, are concert. Echipa rămâne asta. Și să trecem la al doilea și ultimul meci în acest episod. Să sperăm că Slender va... chiar dacă plouă, jucăm pe ploaie. Fucking YOLO, man. Și să sperăm că Slender o va lua încet cu adversarii noștri și nu-i va distruge complet. Paloschi, n-ai fost maică ta. What the fuck? Ai fost decât centaur acum. Îl vedem aici pe Luca Toni, care e frică să-i dentare. Știe că Slender e pe bară și el. Vrea să-i ceară un autograf. Se gândește, bă, Slender s-a chiar așa de bun cum am auzit, frate. Meciul începe și echipa noastră are start. Ala Akbar! Vecinilor, nu vă speriați, nu fac nimic aici, doar comentez meciuri. Vilakazi, urcă cine ești. Wow, dacă ieșea pasa aia lui Vilakazi sau Vilakazi, cum îl cheamă, era pasa secolului. Acum foarte bine Cezar. Wow, pasă proastă, dar bizari. What the fuck, ce bizar a fost această pasă. Albertazi. Wow, half Redson. Oare o să fie vreodată full Redson? Go B, go A către vecinul. Pasă către Isaia, femeia noastră, care pe ploaie este udă. La propriu și la figurat. Pasă foarte bună către Gobi, care încearcă să întoarcă. Și acum pierde mingea. Go A, fuge în apărare. Foarte bine, Paloschi recuperează și are spațiu. Paloschi, Paloschi, Paloschi foarte bine acolo. Vilakazi, Vilakazi! Wow, leu, Vilakazi! Ce-a fost șutul ăla? Știu că ești rapid și ești puțin obosit pentru că ai dus livrări de pizza pentru Pizzetto Spaghettone, care nu-i pe bară, dar totuși, Paloschi recuperează din nou. În margine din nou Vilakazi, care întoarce către Paloschi. Oh, fuck. Barbă, ai grijă că te scalpezi dacă faci greșeală. Pazini, fost jucător de la Milan, trece. Pazini, șut. A fost șutul păzit. Asta a fi între glume de Cezar. Centrarea merge prost. Cezar e nicio problemă. Acum pasează bine și pasă foarte bună a lui Paloschi. Vilakazi are viteză, dă către Isaia. Isaia acum o niciodată. Trece bine, centrează. Oh my fucking god, Isaia. Oh my fucking god. Era centrare de gol dacă avea și ea un picior bun. Dar are două picioare stângi și un penis lipsă. Pazini. Pasă proastă, Gobi. Fuck! Ok, ok, am scăpat. Nu vă speriați, a fost intenționat aia ca să vă sperii și pe voi puțin. Dacă tot mă joc Alien Isolation, să vă sperie în FIFA. Acum serios să joc și Alien Isolation mai târziu. O să apară și Alien Isolation, deci nu vă speriați. Vilakazi trece foarte bine. Intră în careu, este de neoprit. Vilakazi blocat. Ok, greșește. Paloschi blocat. Ce ocazie ratăm aici? Ce ocazie iurea? Puteam înscrie, deschide scorul și la 1-0 echipa noastră se apără bine. Avem pe Cezar, l-avem pe barbă deasă și măruntă. Adică lipsă. Bine. Fault. Cică e fault. Cic arbitru de galben. Cic arbitru vrea să rămână fără doi dinți din față. Pasă. What the fuck?
În faza ironică e că atunci când a văzut cum a venit la în viteză, că se prea face că șutează, niciodată nu șutează așa, adică niciodată nu vine în viteză. Deci îți dai seama că atunci când vine în viteză mereu dă pasă. Atunci când șutează merge puțin mai încet. Genial, ce de la FIFA în continuare, veci. Se cheie prima repriză, 0-0, ce surpriză, încă un 0-0. Am avut mai multe ocazii și am fost echipa mai bună, dar nu am înscris din păcate. Ceea ce e... e inconvenabil. Avem nevoie de un gol, avem nevoie de un om pe nume Slender ca să-l marcheze. Și bineînțeles, dacă va marca Slender, e ok. Fuck! Bravo Cezar, șut blocat. Intră Slender, e timpul ca Slender. E prea prost Paloschi, e prea măsa ca să nu ca să joace. A crescut la 63 Slender. N-are cum să nu fie un zeu. Mai intră cineva, Marcondes ăsta, e bunicel și el intră în locul lui Isaia. Barba a început să aibă barbă, parcă nu avea barbă la început. I-a crescut părul ca să meargă cu numele. Bine, Bizarim. Oh my god, Slender. Ce săritură la cap. Nu contează că a pierdut, dar a sărit incredibil Slender. Ala Akbar, proastă, proastă. Oh my god. Oh fuck. Wow, Pazini combină frumos și de la ăștia. Hellas Verona, așa. Pazini trece, bă frate. Bravo, bravo Marcondes. Slender la bar, ok. Și arbitru prost. Juanito Digălito, Juan Dig centrează, oh my god. Uitați să fie un gol formidabil al lui Juan Dig. Barbă. Pasează bine către Cașiatore. ACDC o pasă genială către Vilcazi. Șansa lui Slender acum. Vilcazi rămâne la balon. Vilcazi trece. Vilcazi centrează de Slender! Putea să-mi scrie Slender de acolo. A avut puțin ghinion. Dar exact ca la antrenamente, a făcut perfect faza aia Slender. Chiar dacă n-a sărit cum trebuie. Chiar dacă, da, a pierdut la cap duelul. A fost Slender un zeu în continuare. Vilcazi din nou prinde mingea. Dă-i cu Slender că te omori ACDC. Mamă frate, prinde și tu ceva. Prinde și tu ceva, te rog. A avut mai multe ocazii decât ei, am fost mai bun decât ei, dar nu putem înscrie pentru că lanțul pe Paloschi în teren prima repriză. Bă, să ne gândim puțin despre Slender. Dacă adversarii n-ar avea portar și nici fundaș, Slender ar înscrie. Asta spune ceva despre cât de bun e Slender, nu? Adică e genial. Ok, portarul iese. Vedeți? Dacă n-ar fi avut portar la faza asta și Slender ar fi băgat mingea în poartă, atunci Slender ar fi înscris și ar fi fost 1-0 pentru noi. Asta înseamnă să joci cu Slender. Vă dați seama cât de bun e. Ok, fuck. Offside. Ok, bravo. Bună pasă în apărare. Bă, ce sunt pasele astea, mă, frate? Ne dăm pe attacking. YOLO, man. Wow, Pazini. A încercat, a vrut să-l impresioneze pe Slender. A zis, ia uite Slender ce pot face eu, dar n-are șanse să-l impresioneze pe Slender. Slender știe toate șmecheriile astea în fiecare dimineață. Le mănâncă la micul dejun. Grecu. În mod ironic nu e grec. Pase în apărare. Ultra attacking. Fucking YOLO. Și high pressure. Am uitat că high pressure e important decât ultra attacking. Nu prelungi o secundă, arbitrule. Asta aș prefera de la tine. Ok, nu putem lua mingea. Fucking legendary, man. Fucking legendary, trebuie să-i rup la picioare ca să le iau mingea. Na, calmează-te dracu, Silgardi. Hai, stă o oră până dă pasa. Așa, bravo, Gobi. În sfârșit am luat mingea, ultimul atac, probabil. Slender, către Ala Akbar. Ala Akbar către Marcondes. Întoarce foarte bine. Oh my fucking god!
Ce-a fost pasa aia, Marcondes, ești mai pro... Ok, recuperează Gobi! No. Nu. Meciul se încheie 0-0. What the fuck? Bravo. Nu fluiera, te rog, nu fluiera. Slender, câștigă la cap. Wow, wow, arbitrule. Wow. Cel mai prost arbitru. 2-0-0 astăzi. Aparent mergem cu rezultatele noastre. Ultima oară, în episodul trecut, am făcut 2-1-0. Astăzi 2-0-0. Slender-ul meciului, bineînțeles. Dar restul, restul nu joacă. Asta e problema. Că Slender joacă singur. Practic, one man team. Hai să încheie episodul. Sper că v-a plăcut. Spaghetoni. Și dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi sau o seară sau o dimineață bună, cum vreți voi să o luați. Acum și să spun că am spus prostia asta. Bine, o zi bună.